De fapt, de la ora 3 am încercat azi să intrăm în Pindiceanu, mă tuturi, să-l vizităm pe clientul nostru, care mâine avem o ședință, de fapt. N-am fost lăsați fără nicio explicație, de fapt, prin intermediul ușii am aflat că noi n-ați fi lăsați azi să avem o întrevedere cu deținutul Codron. Fără nicio explicație, doar n-am avut, nu mi-a permis, depunem o plângere pe acest sens, pe acest obiect. Deci, vreodată nu este prima dată. Deja abuzurile Pindiceanului numărul 13 a devenit un sistem. Sistem care încalcă grav atâta legislația penală procesuală și legile fundamentale. Deci azi încă o dată s-a confirmat faptul că această instituție deja nu este una de stat, este una privată. Și vreau să confirm această faptă și a reiterez. Deci prin decizia însuși șeful penitenciarului, Pintea Igor, noi nu putem avea dreptul nostru privazut de legea penală procesuală de a avea întrevederi fără limite cu deținutul Platon. Deci ce este o încălcare extrem de gravă? Deci codul de procedură penală, articolul 187, prevede că avocatul și clientul au dreptul la întrevederi libere, fără a se limita numărul și durata acestora. Și administrația instituțiilor penitenciare trebuie să accepte acest, sau să respecte acest drept avocatului și clientului său și să favorizeze, să accepte această întrevedere liberă. După cum se vede în cazul Platon, acest drept nu este respectat și întrevederea are loc prin programare. Prin programare care nu este prevăzută de niciun act normativ. Deci trebuie să ne programăm, să așteptăm, o să ne permit sau poate nu o să ne permit. Sau poate o să stăm 3 ore, ca și cum am stat azi. Nu știm care să fie situația la alte întrevederi. Deci, după cum a spus colegul, nu este prima dată. Și astfel de abuzuri se întâmplă destul de frecvent. Asta este doar un aspect tehnic al, să spunem, încălcărilor, un lanț care se întâmplă în acest lucru. Deci mâine avem ședință. Mâine trebuie să prezentăm probele pe această cauză penală, probele apărării. Deci prin faptul că n-am avut accesul în penitenciar numărit, legază de dreptul de a comunica cu deținutul Platon, care este înlăturat din sala de judecată, care nu poate participa la propriul ședință, nu poate să apere dreptul și interesul. De fapt, prin asta, când am intrat în penitenciar, nici noi nu putem să-l reprezentăm în instanța de judecată, căci nu cunoaștem poziția. Deci este foarte grav. Deci că am fost maturi cu toții, avocații care au avut această posibilitate de a avea întrevedere cu clienții săi, ne-au comunicat locurile și care erau. Deci, explicația penitenciarului că nu sunt locuri sau s-a întâmplat ceva, nici nu a fost. De fapt, nici nu poate fi. Deci locuri au fost. Pur și simplu este un abuz grav, anume a administrației penitenciarului și în ultimul timp a șeful acestui penitenciar. Deci, ideea este nu destul că Vecislav Platon nu este înlăturat în proces și, în opinia noastră, este înlăturat ilegal, dar nici noi nu suntem la atunci și coordonăm politica de apărare. Este să se creează impedimente artificiale și se întoarcă masă pe acolo. La fel, iarăși, Pintea Igor, șef penitenciarul, numai dumnealui și încalcă acest drept din prevedere. Interzice de a intra avocație la Platon Vecislav. Mai mult de atât, au fost depus mai multe plângeri în privința lui Pintea Igor, care, cum să înțelegem, care au imunitate și nimeni nu poate să facă nimic. Și continuă să încalce dreptul din prevedere. Nu ne permite să intrăm. Mai mult ca atât, cum și colegul a menționat, nici cerile nu primește ca să le înregistrăm. Și totodată nu am avut în rând. Chiar și când am avut noi acest drept, această favoare care ne-a acordat Pintea Igor, noi atunci am depistat și că ne-a luat video. Nici chiar atunci când noi am avut această posibilitate de a-l vedea pe deșteptată, noi n-am fost singuri, noi am fost ascultați și urmăriți cu timpul de conducere din cealaltă. Ce este tot foarte grav, care este el. Dar azi nici asta n-am avut. Nici n-am putut accesa, nici n-am putut intra în partea ușii din partea cealaltă. Deci cu toate solicitările noastre, chiar și să depunem o plângere pe acest subiect, nu pot respinsă fără nicio explicare. Nici n-am avut dreptul să depunem plângere. Cam asta ce am văzut. Comunicăm, cred că noi asim și mâine că în fața penitenciarului
sunt sigur că n-ați mai întâlnit nici mine prin Timișoara. Mâine avem ședință și cu regret nu suntem pregătiți pentru această ședință.